Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. BMW va introduce și în România abonamentul pentru opționale. 10 euro volan încălzit, 20 de euro scaune încălzite. V-am zis că se întâmplă. N-a mai fost asta? V-am spus, da, era în America, era scandal, era nu știu o discuție, v-am spus că urmează. Așa, asta acum e în Europa. Că vine, da. BMW este primul constructor care va introduce în România astfel de servicii, cum ar trebui să le spun, afară, ce cum ziceam, există deja. Deci, Mercedes, de exemplu, oferă acceleration increase, adică accelerație mai bună, pentru câteva modele, pentru 1200 de dolari pe an. Ca aveți mai mulți cai. Lexus, Toyota, Subaru, abonament lunar 5 dolari pentru pornirea, închiderea, deschiderea mașinii prin intermediul unei aplicații de smartphone. Ți-ai, bine, la câți ani avea mașina ta, la tine nu ar fi funcționat. Pe vremea aia Subaru aplicația făcea mașini adevărate. Îmi pare rău, dar... Acum îmi pare rău, dar... Da, la tine și... doar să arunci cu o piatră de la etaj ca să... Și toată comunitatea subariștilor cunoaște acest fapt. Faptul că Subaru nu mai face mașini. Deci ăla e ultimul model. Când te-ai lăsat tu, s-au lăsat și ei. Din păcate, da. În anul acesta, BMW va introduce în România abonamentul pentru diverse opționale. Iată ce declară Alexandru Șeremet, PR manager la BMW România, citez. Trebuie subliniat că sistemul de abonament pentru anumite opționale nu reduce din posibilitățile de configurare ale clienților, ci adaugă posibilitatea de a beneficia de anumite funcții și sisteme care nu erau instalate inițial și care pot fi activate printr-o simplă comandă online. Spune Alex, pe care îl cunosc, îl simpatizez, mi-e foarte drag, înțeleg situația în care se află, dar pe bune, adică dar nu vrei să le ce întreb... încerci să ne vizi. Nu vrei să le întreb dacă și mașinile care vor fi liberate Ministerului de Interne, dacă nu mă înșel, sau vor fi fost, dacă au și ele opționale de astea? Ar fi o treabă. Înțelegi? Da, corect. Băi, știi ce mă deranjează? Pentru radar, să funcționeze radarul, da. 5 euro. Exact. Plătit de șofer. Și să poți să plătești și tu, dacă dai mai mult, să nu meargă să-l radarul. Închizi. Da. Știi ce mă deranjează? Uite ce spune asta. Adaugă posibilitatea de a beneficia de anumite funcții și sisteme care nu erau instalate inițial și care pot fi activate printr-o simplă comandă online. Deci ideea este că compania nu face un efort, adică costul este deja acolo. Scaunele încălzite... Da, mă, posibilitatea asta există. Nu, stai, da. Adică toate mașinile. Ei când îți vând mașina... Să vând cu de toate. Are posibilitatea să-ți încălzească scaunele. Deci BMW a cheltuit deja banii ca să instaleze sistemul de încălzire. Nu ți-a instalat scaune fără încălzire. Da. Deci banii sunt acolo. Dacă nu-ți activezi abonament pentru asta... Ciuciu. Banii sunt pierduți. Adică BMW pierde banii, nu-și recuperează costul, teoretic, nu-și recuperează costul pentru încălzirea scaunelor. Și atunci taxa de fraier, cine plătește, da, are și opțiuni. Adică știi ce? Plătește. Noi îți dăm mașina, dar blocăm o grămadă de funcții sau blocăm unele funcții care sunt aici. Și nu e vorba aici doar de BMW, ci de toate mărcile care vor face asta. Blocăm funcții. O să, știi cum, asta cu încălzirea. Aer condiționat, vrei climă? Sistemul este acolo. L-am instalat. Ne-a costat, dacă îl vrei, trebuie să plătești ceva plus. Dacă nu îl vrei, ok. Ideea e să iei și tu ceva. Și dacă nu iei ceva, înțeleg că umblă unii noaptea și ți înțeapă și cauciuc. Dar să știi că pentru ei s-ar putea, din punct de vedere al strategiei de vânzări, să funcționeze lucrurile, pentru că, bănuiesc, e mai scump să faci mașini cum faceau până în prezent, customizate pentru fiecare client în parte, că ăla vrea un lucru, ăla altul, decât să faci masă cum făceau japonezii. Știi că japonezii, în general, au trei variante de echipare mari și late și ți-alegi una din ele. Nu e ca la nemți unde zici, vreau și brichetă și oglindă fumurie și atât. Și practic fac toate mașinile și restul configurează. Și atunci le faci pe toate standard, cum fac japonezii, și le vinzi la un preț. Ori ăștia au găsit chichița asta modernă, care de ce să nu recunoaștem că se pretează la comportamentul nostru actual, în care totul e cu aplicații, cu mici abonamente, cu pe multe nu le simți. Cum ziceai mai devreme, am ajuns să avem abonamente la câte trei platforme de streaming. Înainte spuneai problema dacă ții HBO sau te duci în piață să ții un decodor. Știi? Și acum le dăm că și mai ai abonamente la astea de muzică și mai se adună fel de fel de abonamente și la spațiu de stocare și la... Și nu le simți. Că să ai 2 dolari, 3 dolari, 4 dolari, 7 lei, 5 lei, 12 lei. Și ne-am obișnuit așa. Și atunci probabil pe mentalitatea asta mizează și constructorii de automobile. Că nu o să bifeze acolo, da? Vreau și încălzire în scaun, că e 16 lei pe lună. Și ce cred? Ce-o fi? Cred că Luca o să-și ia încălzire în scaune, dar tot cu fratisul. Jumii jumătate. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.